Bine v-am regăsit! Înainte ați văzut că lumea acvatică are multe aspecte ciudate și că există propuneri de interpretare a fenomenelor cuantice în așa fel încât să dispară aceste ciudățenii. Numai că se întâmplă un lucru foarte interesant. Fiecare propunere care încearcă să elimine aspectele ciudate ale lumii cuantice are consecințe ciudate pentru lumea macroscopică, pentru lumea în care trăim. Se pare că nu putem elimina ciudățeniile lumii cuantice fără să acceptăm ciudățenii ale realității. De pildă, ipoteza lumilor multiple. Trebuie să acceptăm ideea că există mai multe lumi, mai multe universuri, poate chiar un număr infinit, și că existăm fiecare dintre noi în multe astfel de lumi. Sau ipoteza von Neumann-Wigner. Dacă suntem de acord cu ea, trebuie să acceptăm ideea că fiecare conștiință are propria realitate. Realitatea este diferită pentru fiecare dintre noi. Ei bine, dacă lumile multiple și conștiințele multiple vi se par ciudate, azi vă prezint o altă interpretare posibilă a fenomenelor cuantice, care se pare are consecințe cel puțin la fel de ciudate pentru lumea macroscopică, pentru ceea ce numim realitate. Este așa numită ipoteză a superdeterminismului. Cred că vă amintiți de pisica lui Schrödinger. Ceea ce pare absurd este faptul că pisica ar putea fi într-o stare de superpoziție, adică ar putea fi atât vie cât și moartă în același timp. Adepții interpretării școlii de la Copenhaga înlătură paradoxul, presupunând că nu e nevoie de o conștiință pentru a exista o măsurare. Astfel, în cazul pisicii lui Schrödinger, faptul că nucleul radioactiv interacționează cu un obiect macroscopic, detectorul de radiație nucleară, este deja o măsurare. Această interacțiune dintre nucleul radioactiv și un sistem macroscopic, detectorul, nu permite transmiterea stării de superpoziție de la nucleu la pisică. Deci când un sistem cuantic interacționează cu un sistem macroscopic, superpoziția dispare. Generalizând, am putea spune că transmiterea stării de superpoziție de la un sistem cuantic la un sistem macroscopic este imposibilă în condiții normale, obișnuite. Un sistem macroscopic interacționează cu tot felul de lucruri din jurul lui și din această cauză nu poate fi într-o stare de superpoziție. De pildă, atât detectorul cât și pisica interacționează, printre altele, cu aerul din jurul lor. Mai sunt însă, după cum ați văzut, și alte ieșiri logice din această situație, ipoteza lumilor multiple și ipoteza von Neumann-Wigner. Mai sunt oare și altele? Da, mai sunt. Există și alte explicații posibile pentru a elimina paradoxul pisicii lui Schrödinger. Una este aceea că starea pisicii, când deschidem camera, depinde de toate setările pe care le facem experimentului. De pildă, ce fel de nucleu radioactiv folosim, la ce distanță de nucleu punem detectorul, ce tip de detector folosim, ce lungime au conductoarele care pleacă de la detector la dispozitivul care sparge fiola, ba chiar și culoarea în care este zugrăvită camera în care se găsește pisica, și chiar și ceea ce am mâncat dimineață la micul dejun înainte de a face experimentul. Cu alte cuvinte, deja în momentul în care începem experimentul, starea în care vom găsi pisica este determinată. Mai mult decât atât, starea în care vom găsi pisica depinde de tot ceea ce am făcut în viață până când am început să facem experimentul. Și mai mult decât atât, starea în care vom găsi pisica depinde de absolut tot ceea ce s-a întâmplat în univers din momentul Big Bang-ului până când deschidem camera să vedem în ce stare este pisica. Această ipoteză este așa numită ipoteză a determinismului dur sau tare, care spune că nimic nu se întâmplă aleator, întâmplător. Absolut tot ceea ce se întâmplă este efectul a ceea ce s-a întâmplat anterior. În conformitate cu determinismul dur,
starea în care se găsește pisica în momentul în care deschidem camera putea fi calculată deja din momentul Big Bang-ului. Dar dacă această cale de evitare a paradoxurilor la care ne conduce mecanica cuantică nu este altceva decât vechea interpretare deterministă, clasică a lumii, de ce se numește ipoteza superdeterminism? Se numește așa pentru că presupune că nici ceea ce face experimentatorul nu este întâmplător. Cu alte cuvinte, presupune că nu facem ce vrem, că acțiunile noastre sunt în totalitate determinate, adică nu avem liber arbitru. Presupune că voința conștientă este o iluzie. Adică, folosind o veche și răspândită expresie, atunci când facem experimentul, așa ne-a fost scris și n-aveam cum să facem altfel. Ne-a fost scris că vom face experimentul într-un anumit fel și că vom găsi pisica într-o anumită stare. Nu se putea întâmpla altfel. Dacă e așa, persoanele care spun așa i-a fost scris când pățește cineva ceva, au dreptate. Să presupunem că ne-am putea împăca cu ideea că n-avem o voință conștientă, deși, din punct de vedere psihologic, e greu. Dar apare altă problemă. După părerea unora, superdeterminismul pune în pericol însăși noțiunea de știință. Dacă experimentatorul nu este liber să facă experimentul cum dorește și să măsoare ce dorește, rezultatele experimentului nu mai au nicio valoare. Experimentatorii fac doar acele experimente pe care sunt determinați să le facă. Atenție, a fi determinat nu înseamnă în limba română, așa cum cred unii, a fi hotărât. Deci sunt determinați de tot ceea ce s-a întâmplat de la începutul Universului până azi și nu pot face ce experimente vor și cum vor. De fapt, nici nu există voință, este o iluzie. De asemenea, o teorie științifică trebuie să fie infirmabilă, adică trebuie să existe experimente sau observații care să poată demonstra că teoria este greșită. Și aceste experimente sau observații trebuie făcute dacă e posibil, pentru a fi siguri că teoria este corectă. Dar dacă nu avem voință proprie, cine ne garantează că soarta ne va determina să facem astfel de experimente și observații? În concluzie, am pățit același lucru pe care l-am pățit de fiecare dată când am vrut să scăpăm de interpretarea școlii de la Copenhaga. Am ajuns la ciudățenii în lumea macroscopică, în lumea noastră. Pe curând, cu un nou episod din seria Lumea Cuantică.